Administrația prezidențială oferă în premieră explicații legate de zborurile oficiale făcute de președinte și modul în care sunt alese aeronavele închiriate. Cotroceniul a transmis că lipsa unui avion prezidențial aduce țării prejudicii de imagine în afară. Instituția nu a dezvăluit însă sumele legate de deplasări, spunând că aceste informații sunt clasificate. În comunicatul administrației prezidențiale nu se menționează nimic nici despre cele două zile misterioase care apar în programul vizitei din Singapore. Ministerul de Externe de acolo a anunțat că vizita se încheie mâine, însă pe programul oficial Iohannis s-ar fi întors ieri. Într-un răspuns oferit presei, Cotroceniul a dezvăluit de ce în prezent sunt încheiate contracte cu firme private. Până în 2017, deplasările oficiale aveau loc cu două aeronave Tarom. Din cauza că acestea fusese reintroduse în programul normal de zboruri, compania nu mai putea asigura transporturi în funcție de agenda președintelui. Totodată, din aceeași cauză, și costurile zborurilor erau semnificativ mai mari decât în cazul unor aeronave închiriate. Președintele țării a avut avion propriu până în 2010, când firma care îi asigura zborurile, Romavia, a intrat în insolvență. Administrația prezidențială explică faptul că tipul avioanelor pentru deplasările președintelui este ales în funcție de specificul vizitei. Sunt luate în calcul capacitatea aeronavei, distanța călătoriei și gradul de siguranță oferit. Instituția recunoaște că lipsa unui avion prezidențial creează probleme operaționale și economice și mai ales prejudicii de imagine pe plan extern. Deși pentru toate deplasările sunt cheltuiți bani publici, Cotroceniul a transmis că sumele pe fiecare zbor în parte sunt clasificate. Recent a dezvăluit însă că vizitele din 2022 au costat în total 3,3 milioane de euro. O parte din acești bani s-au dus pe zboruri interne. Platforma boardingpass.ro arată că în ultimele 14 luni, președintele a avut nevoie de avion chiar și pentru deplasările la Constanța, unde a ajuns de 9 ori. A luat avionul chiar și pentru o vizită la Caracal, pentru care a zburat până la Craiova. Cele mai multe drumuri le-a făcut către Bruxelles. În același interval, ianuarie 2022-februarie 2023, Iohannis a acoperit o bună parte din harta Europei, cu vizite în 12 țări de pe continent. Președintele a zburat și în America, la San Francisco, tot în vizită oficială. A mai fost la Baku și Sharm el-Sheikh, iar la deplasările de pe întreaga planetă se adaugă și cele de zilele acestea, din Japonia și Singapore. Administrația prezidențială a transmis că în 2015, Consiliul Suprem de Apărare a țării a anunțat că va asigura zborurile oficiale ale președintelui, lucru care ar fi presupus și cumpărarea unei aeronave speciale. Deși au trecut 8 ani de atunci, CSAT-ul nu a întreprins nicio acțiune în acest sens.